Arădenii implicați în campania pentru candidatura Aradului la titlul de capitală europeană a culturii sunt la capătul răbdării. Cetatea Aradului, cel mai important brand al orașului, este încă departe de revenirea în circuitul civil. Asta deoarece protocoalele încheiate între administrația și Ministerul Apărării au parte de revizuiri și amânări repetate. Reprezentanții asociației care susține acest proiect cred că timpul vorbelor a trecut, iar arădenii ar trebui să pună o presiune mai serioasă pe politicieni. Eu cred că în perioada următoare, dacă Aradul își dorește cu adevărat cetatea, Aradul trebuie să iasă în jurul cetății și să facă presiune la modul efectiv. Sigur că e frumos că ridicăm lampioane în jurul cetății sau că mergem și cântăm la chitară în jurul ei, dar vă asigur că lucrurile astea nu impresionează deloc pe oamenii de la București. Așa cum noi ne gândim ce să câștigăm dintr-un proiect, și ei se gândesc probabil ce să câștige. Deci eu cred că soluția în perioada următoare este o acțiune extrem de fermă, extrem de concretă, de vocală, pentru a atrage atenția opiniei publice naționale, că așa nu se mai poate. Că avem o insulă în mijlocul orașului care ne este inabordabilă, o insulă de câteva zeci de hectare pe care am putea o dezvolta. Nu știu, greva foamei, lanț uman, meeting-uri, dar ceva trebuie să se întâmple, ceva trebuie să se întâmple pentru a depăși momentul acesta morți. Cetățenii au păreri diferite. Unii cred că un astfel de demers ar fi benefic, chiar dacă nu sunt foarte la curent cu negocierile pentru acest obiectiv. Alții sunt de acord cu el, dar spun că nu îi va impresiona pe politicieni. Spuneți-ne, după părerea dumneavoastră, ar trebui arădenii să iasă în stradă pentru a-i determina pe politicieni să rezolve problema cu cetatea? Ar cam trebui. A rezolva o mișcare de stradă i-ar înfricoșa puțin, să zicem așa? Acum nu știu, de politica care se face de la nivelul de București, nu-mi dau seama ce intenții au. Dar arădenii, mai ales în conjunctura actuală din Ucraina, din partea aia, nu pot să-mi dau cu părerea ce decizii vor lua Ministerul Apărării și Guvernul. Care e problema cetății? Nu cunosc. Ideea de ani de zile, administrația încearcă să convingă Ministerul Apărării să cedeze orașului, cetatea Radului, pentru a transforma în punct turistic și a organiza diferite evenimente acolo. Și pentru asta să iasă în stradă? Da. Cred că da. Cred că ar fi un lucru bun. Credeți că s-a rezolvat ceva? Aia întrebăm și noi. Credeți că o mișcare de stradă i-ar determina să fie mai eficient și să... Nici vorbă. De ce? Nu sunt interesați de... Asta e o problemă minoră față de ce se întâmplă în altele și tot. Nimeni nu-i curios. Primul protocol între Primăria Arad și Ministerul Apărării pentru cedarea cetății a fost încheiat în anul 2010. De atunci, condițiile acestuia au fost mereu modificate. Singurul protest public pe această temă a avut loc în toamna anului trecut, când mai multe sute de arădeni au format un lanț uman și au înălțat lampioane în semn de protest pentru tergiversarea negocierilor.